Neața, ce mai faceți? Sunt motonelul. Dar de ce nu dai din gură? A, pentru că eu eram în partea asta. Vreau să vă arăt niște chestii interesante pe telefon. Așa, ia să vedem. Unul este detector de metale. Se numește Metal Detector. Ce zice? Auzi că se învârtă asta de nu știu câte ori. Serios? Hai. Ok, și acum azi de ce se întâmplă când mă apropii de, să zicem, un stâlp de metal. Gata, clarificat ăsta. Hop, nu se vede, nu se întâmplă nimic. Al dracu să fie. Ia de poate e metal aici. Aici. 47, 46. Măi să fie, hai să căutăm ceva metalic. 45. Cred că nu merge decât la metalele astea feroase, care pot fi magnetizate. Uite asta. Cum am apropiat de el. Vezi? E, dacă te apropii de ceva metalic mare, așa. A, uite și aici simte ceva, la da, bancă. Are bancuța aia, da. Ok, asta e metalic ceva pe aici? A, e ceva. E. Aha. Asta detectează și cablurile electrice. De exemplu, dacă mergi prin casă cu ăsta pe lângă perete, pe unde trec cablurile electrice, detectează și se mărește asta aici. Sau puteți să vedeți pe unde trec țefi prin perete. Adică nu le vedeți, că tocmai asta e ideea, nu le vedeți. Vedeți peretele. Dacă întreceți cu ăsta prin dreptul pe perete așa, la un moment dat se mărește pe unde e țeava, după aceea se micșorează, ea se mărește, ea se ca în filmele XXX. Așa, deci ăsta se numește Metal Detector. Dacă aș putea să și clarific, ar fi și mai bine. Na, intră înapoi. Hai, clarific. Așa, Metal Detector, bun. În următorul clip o să vă arăt și alte programe interesante, adică un program interesant. Și după aia alt clip și alt program. Până atunci un mic like și abonare. Nu? Vrei și? Da, da. Să dea like și abonare.